Accidentul s-a petrecut la intrarea în Ilfoveni. Tânărul de 33 de ani se pare că avea viteza mare și a pierdut controlul volanului. Cum e? Câta oară e când intră în gardul dumneavoastră aici? A treia oară. Merg cu viteză? Ce se întâmplă? Nu știu, pe... normal că a avut viteză acum, stai seama, 100 și ceva la oră. Spunea cineva de 130, n-a avut ăsta, a avut mai mult. A avut mai mult? Da. A scos dita mai stâlpă de beton, văd. Mi-a distrus gardul. Eram în grădină, s-a auzit, vă dați seama. Viteză, nu? Viteză mare, cred că a avut. Păi a avut și de... și l-a luat un praf. Era o singură persoană mașină? O singură persoană. Și era rănită rău? Păi au scos-o, ziceți, abia au scos-o. Nu putea la mijloc, ce-a putea, băi, dacă nu are. La fața locului au ajuns imediat mai multe echipaje de poliție, ambulanță și pompieri. Detașamentul de pompieri Târgoviște a fost solicitat să intervină pe raza localității Ilfoveni pentru un accident rutier. Ne-am deplasat la locul intervenției cu autospeciale de descarcerare. Ajuns la fața locului, victima era scoasă. N-au fost probleme deosebite. La fața locului a aterizat și un elicopter smurt care trecea prin zona. Tânărul rănit fusese deja transportat cu o ambulanță la Spitalul de Urgențe din Târgoviște. Proprietarii locuinței afectate spun că nu este prima dată când se întâmplă astfel de accidente. Mă gândesc, luază, dacă eram acolo, ce făceam? În curte, trebuie fost aici, pe alee. Ce făceam? Eram o țepă. Nu e prima oară când vă distruge gata. Nu e prima dată. Era să-l omoare pe soțul în poartă acolo. I-a jumurit bicicleta din mână. S-a plecat să închidă poarta și i-a jumurit bicicleta. Fracțiune de secundă era mult dacă... Tânărul șofer va trebui acum să suporte costurile reparației gardului distrus, dar și ale autoturismului, asta dacă nu cumva avea asigurare casco.